Nu poți face nimic în viață fără dragoste pentru proces. Salutare, numele meu este Pera Novakovic și știu că sigur am mai vorbit despre subiectul ăsta din alte unghiuri sau perspective, dar am primit un e-mail foarte drăguț, cred că asta e titulatura cea mai bună descriere a lui, un e-mail foarte drăguț, am scris un newsletter despre cum mie mi-a luat 10 ani de zile să-mi armonizez relația cu Oxana. Și bineînțeles că suntem de 10 ani împreună, avem o fetiță extraordinară pe Zlata, o să o aduc și pe ea pentru că am multe materiale de făcut legat de partea psihologică, dinamica relațională cu bebelușul, cu copilul, cu educația emoțională, cu ce a trezit în mine. Dar ce vreau să spun este că ca și răspuns la acest newsletter în care eu am zis că mi-a luat 10 ani de zile să-mi armonizez relația cu Oxana, a scris o doamnă și a spus, e foarte descurajant să știm sau să aflăm că ți-a luat ție 10 ani și tu care știi psihologie și ai citești și faci toată treaba asta atâta timp și unii poate nu mai au 10 ani sau n-au răbdare și nervi și timp să facă asta 10 ani. Și m-am gândit ce interesant este. Pentru că adevărul e că toate lucrurile bune care merită în viața asta durează. Necesită timp și antrenament și dezvoltare de abilități. Și mă gândesc, 10 ani de zile mie nu mi se pare mult, dimpotrivă, mie mi se pare puțin. 10 ani de zile, privind o viață de om în ansamblul ei. Și îmi dau seama că oamenii își doresc rezultate foarte rapide, într-un timp foarte scurt și permanent își strică experiența vieții pentru că vor repede, nu obțin, se descurajează, după aia vor altceva, nu le este nici acolo și practic nu se bucură de nimic și în aia 10 ani sau 20 de ani în care puteau să facă multe lucruri bune, sfârșesc prea nu face mai nimic bine. Și ce vreau să spun este așa, faptul că mi-a luat 10 ani de zile să-mi armonizez relația cu Oxana, să nu înseamnă că noi nu ne-am bucurat de relația noastră. Că n-am avut cele mai multe momente, au fost faine. Dar bineînțeles că au fost conflicte, a fost nevoie să ne educăm, să citim, să înțelegem ce se întâmplă. Amândoi am mers la psihoterapie, da? La psihoterapeuți diferiți. Acum putem face un video separat despre asta. Deci ideea este că nu ne-am bucurat de viață în perioada asta. Nu e ca și când 10 ani de zile nu ne-am bucurat și după aia ne-am bucurat. Nu, da, armonizarea aia a durat. Da? Adică să putem să facem un copil împreună, să putem să fim prezenți amândoi ca și părinți, să ne iubim în continuare, să, de fapt, de iubit și cum e, iubirea există, poate să existe, dar trebuie să existe comportamentele, obiceiurile bune, nu e suficient doar să iubești, este foarte important să și poți să conviețuiești, să ai obiceiuri bune dezvoltate, să există această armonie de care vorbeam emoțională, nu? Să fim pe aceeași pagină sau lungime de undă, cum vrei să-i spui. Și atunci, armonizarea asta este firească. Este normal că doi oameni care nu se cunosc străini, nu? Să dureze. Eu nu mă cunosc pe mine suficient. Descoper lucruri noi despre mine în permanență. Cum aș putea să cer partenerii de viață, nu? Sau altora să știe totul despre mine și să fim perfect armonizați permanent. Nu! Eu descoper lucruri noi despre mine, tu despre tine și astfel încet, încet ne tot armonizăm, tot descoperim lucruri noi, tot ne punem de acord sau ne intrăm în conflicte sau, nu? Facem lucrurile să meargă. Ce vreau să spun este, nu se poate să obții nimic valoros în viață dacă nu iubești procesul. Asta este cheia, dacă vrei, da? Să iubesc procesul, cum îmi dau seama, eu tot timpul am iubit să lucrez la relația mea de cuplu și la mine. Și pentru că iubesc, asta o voi face permanent, sper, pentru tot restul vieții mele, pentru că iubesc să fac treaba asta. Nu? Și atunci, dacă nu iubesc procesul, nu o să pot nici sănătatea să mă pun la punct ca lumea, nici relația de cuplu nu o să mă pot îmbunătăți, nici viața mea financiară nu o să pot îmbunătăți. Deci foarte multe lucruri nu o să le pot pune la punct ca lumea în momentul în care nu iubesc procesul. Deci recomandarea mea, recomandarea noastră este să-ți găsești acele lucruri în care tu poți să iubești procesul, să nu te mai grăbești undeva să obții ceva neapărat. Ok? Mulțumesc foarte mult. Dacă ai orice fel de întrebări, te rog să-mi scrii la peraarond@personalitatealfa.com. Ne vedem. Ciao, ciao.